La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. V-am promis că rămânem aproape și iată, ne întâlnim zilnic să celebrăm poezia prin intermediul câtorva versuri, doar câteva, doar așa, ca să mai schimbăm un pic starea în care ne lasă câteodată ziua sau seara sau noaptea și să fim ceva mai liniștiți, pentru că poezia are de cele mai multe ori acest dar de a ne face o bucurie. Și atunci, de ce să nu ne facem și singuri această bucurie? Suntem la întâlnirea cu numărul 542, în care eu, Armanda Filipine, vă prezint, așa cum știți, creațiile a trei autori. Avem și coloană sonoră, ca de fiecare dată. Astăzi, din nou, Camille Saint-Saëns. Am mai ascultat, dar nu această înregistrare. Și iată, am mai ieșit un pic din baroc, suntem în zona muzicală aproape de noi, clasică, evident, pentru că Camille Saint-Saëns s-a stins în 1921. Deci am putea spune că, de am și zis, e aproape contemporan cu noi, dar ce compune el nu-i deloc aproape de noi și știți foarte bine la ce mă refer. În fine, haideți să ne apropiem și să fim cu bucuria peste noi, adică să vă citesc un pic de poezie. Primul autor pe care vreau să-l avem alături astăzi, la momentul cu numărul 542 în continuu, Doamne, nu vine să cred, este membru al filialei Arad Hunedoara a Uniunii Scriitorilor, este Ioan Dan Bălan, care să știți că este născut în județul Botoșani, în 30 mai 1951. Din creația sa am să vă prezint un fragment din poemul Prânz, care a apărut într-un număr recent, Discobolul. Revista este din Alba și coordonată de o echipă în care se află scriitorul Aurel Pantea în calitate de redactor șef. Deci, din poemul Prânz, găsiți Discobolul pe internet și revista este numărul 280, 281, 282 din acest an, v-am spus. Poemul ne duce cu gândul la primăvară și are aici o mulțime de elemente vegetale ale primăverii și mult verde proaspăt, ne spune poetul. Avem și acum verde, dar din cauza caniculei parcă nu mai e deloc proaspăt. De fapt, parcă nici aerul pe care îl respirăm nu e deloc în regulă. Așa că zic eu că puțină trimitere la primăvară ne face bine, chiar dacă nu mai e oră de prânz, dar în fine, să zic, să ne imaginăm că suntem în prânz, așa cum este titlul poeziei lui Ioan Dan Bălan, care spune așa: în bucuria primăverii stau încrezători la masă flămânzii cu legător de verde proaspăt. Atenți, caută cuvintele printre bănuței și păpădii. Așează rime printre urzici și ștevii. Măsoară lăncile dintre grâușor și salată, bat cadența de la mugurii dulce acrișori ai fagului până la mireasma basmului din florile salcâmului. Deci nici n-am vrut să vă citesc tot, pentru că deja e o nebunie acest poem, care iată are aici în finalul fragmentului pe care vi l-am prezentat această mireasmă de basma florilor de salcâm.
Iată ce face poezia, de aceea v-am spus, e medicament, puțină poezie, să tot stai și să citești cu ochii, cu glasul, cu mintea și mai ales cu inima. Un alt autor pe care îl invit în cercul nostru, v-am zis, aici nu pătrunde virusul SARS-CoV-2, dar tot e bine să fim vaccinați. În fine, deci autorul despre care vă spun este George Baciu, un argeșan, născut în 1962, cred, din Domnești, în județul Argeș. Este un profesor care și-a dat doctoratul, e clar că știe ce face și... Am văzut undeva într-un articol că atunci când am plinit 55 de ani, avea deja publicate 18 volume. Deci sunt convinsă că George Baciu știe ce face și ia să vedem că poezia pe care o scrie este una extraordinar de plăcută. Vă dau două mici exemple pe care le-am găsit în revista coordonată de Nicolae Băciuț, Vatra Veche de la Târgu Mureș, numărul 12 din 2014. Deci un poem scurt care spune așa: poate mâine vom trece amândoi dinspre amurg înspre noapte, și când se va crăpa de ziua, nu va mai fi decât un pas până la noaptea ce ne va prinde într-o pleoapă. Ne gândim adesea la așa ceva, dar nu la toată lumea iese așa frumos în cuvinte, nu-i așa? Și încă o mostră de poezie extraordinar de scurtă. Ieri am căzut în dimineața ochilor tăi, mă împiedicasem de o lacrimă. George Baciu, stimați prieteni, din Argeș. Iată, nu-i nevoie de risipă de cuvinte, nu-i nevoie de tot felul de giumbuș lucruri. Iată, ce simplu, și te împiedica de o lacrimă și ai și poezia. Tare frumos. Și dintr-o revistă Steaua, eu v-am zis, răsfoiesc, și de multe ori dau peste autori pe care i-am publicat, i-am citit. Dar, în fine, într-o revistă Steaua, numărul 3 din 2016, am găsit și o autoare din America. Din păcate s-a stins. Caroline de Wright. A trăit între 1949 ianuarie și 2016 tot ianuarie. Poeta noastră a vrut așa să plece în prima lună din an. Contează mai puțin asta. Important e că a scris bine, a scris interesant. Și în traducerea lui Alex Văsieș am aici un poem care se intitulează Aproape pentru totdeauna. Bine spus, pentru că totdeauna nu există, nu-i așa? Știm de la fizică chestia cu de la zero la, nu-i de la zero la, e de la minus infinit la plus infinit și cu universul care n-are capăt, că nu l-am descoperit, dar viața noastră are. În fine, poezia se intitulează, sau așa a tradus autorul, traducătorul Alex Văsir, Aproape pentru totdeauna. Se schimba pe dinăuntru. Era adevărat ceea ce fusese scris. Noua sintaxa dragostei, absorbită și mistuită deopotrivă. Secretul rămânea lănțuit în jurul lor. Soarele cobora în urmă, el privea mișcat într-un mod ciudat. Și-ar fi dat hainele jos în fața camerei, spuse ea într-o limbă foarte curată.
însă nu ținea în mână șarpele acela. Iată o poezie foarte interesantă, care ar fi de dragoste, nu-i așa, dacă aici ar fi mai puține elemente filozofice și mai multă gingășie. E o poezie aproape rece, dar ne spune ceva despre un el și o ea, care parcă ar fi și parcă n-ar fi. Dar dacă e chestia aia cu șarpele, e clar că sunt între ei, dar e ceva între ei cu noua sintaxă a dragostei. Au trecut la altă fază sau cine știe ce s-a întâmplat, ne lasă autoarea să gândim. Și zău că am să caut poeme de Caroline de Wright, evident în engleză, pentru că e mai bine să înțelegi tu despre ce e vorba, cu toate că uneori trebuie să dăm dreptate și traducătorilor, că și ei știu limba din care traduc. În fine, acesta este momentul de poezie cu numărul 542. Mă pufnește râsul că nu știu la ce cifră să mă opresc. Mai am autor de prezentat, o grămadă. E adevărat că, v-am zis, e din ce în ce mai greu, pentru că multe reviste publică autori care nu au CV și mie îmi place să și prezint autorul și atunci, dacă îmi place poezia și zic așa, XY este autorul, nu știu, nu mă simt în regulă. Și în alte cazuri sunt o mulțime de autori pe care deja vi-am prezentat. N-aș vrea să facem aceste întâlniri așa, o odă a nu știu cui. Câte unul de fiecare dată, sau în fine, triada noastră, știți. Mai aștept sugestii, dar să fie și cu CV, măcar data nașterii, locul nașterii, ceva despre omul respectiv, așa să-l așezăm cumva geografic în literatura asta pe care o avem noi la acest moment, care este el așa online și ci că suntem împreună, dar e literatură și ar putea fi și mai bună, știți ce înseamnă asta, să citim mai mult. Așa că, dragii mei, până la următoarea noastră întâlnire, deschideți și voi cărțile, mai citiți ceva, mai spuneți și cu voce tare o poezie, poate cine știe vă apucați și voi de scris sau veți înțelege mai bine ceea ce se spune acolo, pentru că acest limbaj înseamnă comunicare, înseamnă să fim împreună, chiar dacă autorii au devenit stele sau, iată, compozitorii. În fine, asta e. Ne vedem și la momentul următor. Până atunci vă spun să vă țineți sănătoși. La bună revedere!